Ascultați-mă bine, oricine în punctul ăsta nu alege o tabără în conflictul Israel-Palestina este parte indirectă a problemei. O, dar Robert, ambele părți omoară oameni, ambele părți omoară copii. Nu este același lucru. Nu mai confundați lucrurile. Nu vă mai lăsați ușor manipulați de ce se întâmplă în media. Unii încearcă să îi protejeze, iar alții îi omoară voi, dau năvală peste ei, intră în casele lor, violează femeile în fața copiilor și invers. Decapitează oamenii, îi ard la propriu, îi trag după mașini, aruncă de pe clădiri. Iar alții, înainte să lanseze atacuri militare de proporții, avertizează fâșia Gaza înainte, cu mult timp să părăsească zonele. Și aceiași teroriști, de o seamă cu ei, de un neam cu ei, da, din Palestina, Hamas îi avertizează și încurajează, nu rămâneți în casele voastre, ca să fiți o dovadă socială după aia, în social media, și să-i scoatem pe izraeliți, să fie cel puțin la fel de răi ca noi. Nu este același lucru. Nu mai fiți lupi moraliști.